În acest videoclip voi folosi proprietatea lui Weierstrass pentru a studia convergența unui șir dat prin termenul său general. Avem următorul exercițiu: să se studieze convergența șirului cu termenul general AN egal cu 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus puncte, puncte, puncte plus 1 supra N pătrat. Să scriem câțiva termeni ai șirului. Obținem A1 egal cu 1 supra 1 la pătrat, adică A1 este egal cu 1. A2 va fi 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat, adică va fi 1 plus 1 pe 4 este 5 supra 4. A3 este 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus 1 supra 3 la pătrat, adică este 1 plus 1 pe 4 plus 1 pe 9. Dacă aducem aici la numitor comun, obținem 49 supra 36. Pentru că exercițiul ne cere să studiem convergența șirului, verificăm dacă putem folosi teorema lui Weierstrass. Teorema sau proprietatea lui Weierstrass ne spune că dacă Xn este un șir monoton crescător și mărginit superior, atunci el este convergent, respectiv dacă Xn este un șir monoton descrescător și mărginit inferior, atunci el este convergent. Acești primi termeni ai șirului ne arată că există șanse ca acest șir să fie monoton crescător. Înseamnă că ceea ce ne propunem în continuare este să verificăm dacă șirul AN este monoton crescător și mărginit superior. În condițiile în care putem demonstra monotonia și mărginirea, atunci putem trage concluzia că șirul AN este un șir convergent. Vom începe cu studiul monotoniei. Să ne reamintim că un șir este monoton dacă el este monoton crescător sau monoton descrescător. Un șir este monoton crescător dacă și numai dacă Xn e mai mic sau egal cu Xn plus 1 pentru orice n din n stelat, cu alte cuvinte, dacă diferența dintre xn plus 1 și xn este mai mare sau egală cu 0 pentru orice n din n stelat. Similar, șirul este monoton descrescător dacă xn e mai mare sau egal cu xn plus 1 pentru orice n din n stelat, adică dacă diferența dintre xn plus 1 și xn este negativă pentru orice n din n stelat. Deci, pentru a verifica monotonia unui șir, este suficient să calculăm diferența dintre xn plus 1 și xn, dacă această diferență este mai mare sau egală cu 0 pentru orice n, atunci șirul este monoton crescător. Dacă această diferență este mai mică decât 0 pentru orice n, atunci șirul este monoton descrescător. Deci calculăm diferența dintre an plus 1 și an. Obținem 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus puncte puncte plus 1 supra n la pătrat plus 1 supra n plus 1 la pătrat. An este 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus puncte, puncte, puncte plus 1 supra n la pătrat. Înseamnă că an plus 1 trebuie să meargă cu pătratele numitorilor până la n plus 1 la pătrat. Minus, și acum îl scriu pe AN, adică 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus 1 supra N la pătrat. Desfac paranteza
și obținem 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus 1 supra n la pătrat plus 1 supra n plus 1 la pătrat. Și acum toți termenii din paranteză vor avea semnul minus în față, adică voi avea minus 1 supra 1 la pătrat, minus 1 supra 2 la pătrat, minus 1 supra n pătrat. Toți termenii până la 1 supra n pătrat se vor reduce. Înseamnă că diferența este egală de fapt cu 1 supra n plus 1 la pătrat, care este evident un număr chiar mai mare strict decât 0, deci șirul a n este un șir strict crescător. Deci prima condiție din ipoteza proprietății lui Weierstrass este verificată, șirul este monoton crescător. Mai trebuie să verificăm acum dacă este mărginit superior. Reamintesc că un șir Xn este mărginit superior dacă și numai dacă există un număr real, l-am notat cu M mare, astfel încât toți termenii șirului să fie mai mici sau egali cu acest M mare. Analog, Xn este mărginit inferior dacă și numai dacă există un număr real M mic, astfel încât Xn mai mare sau egal cu M mic pentru orice N din N stea, adică toți termenii șirului sunt mai mari sau egali cu M mic. Pe noi ne interesează mărginirea superioară pentru că am arătat că șirul este strict crescător. Deci trebuie să găsim un număr real M mare, astfel încât AN să fie mai mic sau egal decât acel număr. Este greu de spus cine ar putea să fie acel număr real M. Am văzut că A1 este egal cu 1, A2 este egal cu 5 supra 4, adică cu 1,25. A3 este 49 supra 36, adică 1,36 și mai sunt niște cifre după virgulă. Deci probabil că AN va fi mai mic decât 2, dar nu știm sigur. AN este 1 supra 1 la pătrat plus 1 supra 2 la pătrat plus 1 supra N la pătrat, adică este 1 plus 1 pe 2 la a doua plus 1 pe 3 la a doua plus 1 supra N la pătrat. Dacă suma din această paranteză este mai mare decât 1, atunci AN va fi mai mare decât 2. Dacă suma din această paranteză este mai mică decât 1, atunci AN va fi mai mic decât 2. Și atunci, pentru a compara suma din această paranteză cu 1, vom vedea dacă putem să-l încadrăm pe 1 supra N pătrat. Pentru că dacă vom putea găsi un număr care să fie mai mare decât 1 supra n pătrat, vom putea găsi un număr care să fie mai mare și decât 1 supra 2 la a doua sau 1 supra 3 la a doua și așa mai departe. N pătrat este egal cu n ori n în mod evident și știm sigur că n este mai mare decât n minus 1. Și asta e adevărat pentru orice n din n stelat. Pentru că n pătrat este mai mare decât n pe lângă n minus 1, rezultă că 1 supra n pătrat este mai mic decât 1 supra n pe lângă n minus 1. Am inversat cele două numere și atunci mai mare devine mai mic. Și această inegalitate
îi adevărată pentru orice n mai mare sau egal cu 2, număr natural, n-are voie să mi se anuleze numitorul. Dacă n ar fi 1, atunci aș avea aici 0. Și acum să luăm fracția 1 supra n pe lângă n minus 1. Această fracție este egală cu 1 supra n minus 1 minus 1 supra n. Pentru că dacă am aduce la același numitor, aici ar trebui să amplificăm cu n, aici cu n minus 1 și am obține n minus, paranteză, n minus 1 supra n pe lângă n minus 1, adică ar fi egal cu n minus n plus 1 supra n pe lângă n minus 1. Deci, este adevărată această egalitate și atunci în această inegalitate voi înlocui 1 supra n pe lângă n minus 1 cu 1 supra n minus 1 minus 1 supra n. Obținem 1 supra n pătrat mai mic decât 1 supra n minus 1 minus 1 supra n pentru orice n natural mai mare sau egal cu 2. Dacă această inegalitate este adevărată pentru orice n mai mare sau egal cu 2, am să o scriu pentru n egal cu 2, pentru n egal cu 3, pentru n egal cu 4 și așa mai departe. Voi obține 1 supra 2 la a doua mai mic decât 1 supra 2 minus 1, adică 1 minus 1 supra 2. Acum îl iau pe n egal cu 3. 1 supra 3 la a doua este mai mic decât 1 supra 3 minus 1, adică 2, minus 1 supra 3. Acum îl iau pe n egal cu 4. 1 supra 4 la a doua este mai mic decât 1 supra 4 minus 1, care este 3, minus 1 supra 4. Și continui să scriu această inegalitate pentru numerele naturale până la n. Deci ultima relație de inegalitate va fi 1 supra n pătrat mai mic decât 1 supra n minus 1 minus 1 supra n. Adunăm acum aceste inegalități membru cu membru și atunci în membrul stâng vom obține suma 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 3 la 2 plus 1 pe 4 la 2 și așa mai departe plus 1 pe n la 2 mai mic decât. Și acum adunăm toți termenii din membrul drept al fiecarei inegalități și vom obține 1 supra 1, adică 1, minus 1 pe 2, plus 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3. Și așa mai departe, plus 1 pe n minus 1, minus 1 supra n. Aici, de fapt, am avea minus, că ar urma minus 1 pe 4. Observăm că în membrul drept al acestei inegalități se reduc mulți termeni, adică minus 1 pe 2 cu plus 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu plus 1 pe 3, 1 pe n minus 1 se reduce cu un minus 1 pe n minus 1 ce a fost anterior și în final această inegalitate devine
1 supra 2 la a doua plus 1 supra 3 la a doua plus 1 supra n la a doua mai mic decât 1 minus 1 pe n. Am arătat că suma din această paranteză este mai mică decât 1 minus 1 pe n. Înseamnă că AN va fi mai mic decât 1 plus 1 minus 1 pe N, care este egal cu 2 minus 1 pe N, și pentru că din 2 scădem o cantitate pozitivă, 1 pe N fiind pozitiv, ne rezultă că AN va fi mai mic decât 2. Deci am arătat că șirul AN este mărginit superior. Am arătat că șirul AN este strict crescător. Am arătat că șirul AN este mărginit superior. Înseamnă că, pe baza proprietății lui Weierstrass, rezultă că AN este un șir convergent.